Omul este o ființă socială, spirituală, intelectuală, dar mai întâi de toate este o ființă egoistă. Atitudinea omului față de tot ceea ce e în jurul său a fost, este și va fi mereu criticată. Și într-adevăr, prin atitudinea nepăsătoare a omului au fost distruse nu doar nenumărate animale, păduri și suprafețe de ape, ci chiar și oameni. Încă de la începuturile istoriei sale, omul a avut o tendință egoistă de a domina tot și pe toți. Iar acest lucru a dus de cele mai multe ori la inventarea tot felul de instrumente prin care să-și realizeze planurile și să-și demonstreze superioritatea. Inițial a folosit sulița și arcul, prin care se apăra de animale sau își dobândea hrana. Apoi au perfecționat uneltele pentru a le folosi împotriva triburilor vecine în cadrul disputelor pentru teritoriile ocupate. Ulterior, odată cu căpătarea cunoștințelor de prelucrare a metalelor, au fost inventate arme prin care puteau distruge nu doar triburi, ci și populații întregi. Praful de pușcă era folosit inițial pentru ritualuri religioase sau pentru distracția din timpul carnavalurilor. Însă aplicarea acestuia în industria de apărare a făcut posibilă inventarea unor arme capabile să distrugă deja civilizații întregi. Progresul tehnologic, în sensul în care îl abordăm în acest video, a adus doar suferință și teroare. Și de parcă nu era suficient, omul a reușit să inventeze o armă capabilă să distrugă nu doar populații sau civilizații, ci întreaga planetă. Arma nucleară sau bomba nucleară este un dispozitiv ce eliberează într-o manieră explozivă energia nucleară produsă de o reacție în lanț de fuziune. A fost utilizată în mod demonstrativ de către Statele Unite ale Americii în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a ataca două orașe nipone și pentru a impune Japonia să capituleze. Chiar dacă aceste atacuri au fost și continuă să fie criticate, iar acțiunile americane au fost considerate inumane datorită numărului mare de victime și distrugeri provocate, a existat în istoria omenirii ceva și mai înfiorător. O bombă atomică care a îngrozit chiar și pe cei care au construit-o. Iar de frica de a nu distruge întreaga planetă, dimensiunile acesteia au fost reduse de câteva ori. Chiar și așa, aceasta rămâne a fi cea mai mare și cea mai puternică armă construită vreodată de om. În anul 1961, Uniunea Sovietică a testat o bombă nucleară cu o putere atât de mare, încât ar fi prea mare pentru uz militar. În acel deceniu, au avut loc mari descoperiri în cercetarea nucleară sovietică. Al doilea război mondial a pus Statele Unite și Uniunea Sovietică într-o singură tabără, dar perioada postbelică a fost înlocuită de o relație rece și apoi de o înghețare completă. Iar Uniunea Sovietică, care se confrunta cu rivalitatea cu una dintre cele mai mari superputeri din lume, a avut o singură alegere: să se alăture cursei de înarmare și cât mai curând posibil. La 29 august 1949, Uniunea Sovietică a testat primul său dispozitiv nuclear, cunoscut sub numele de Jo-1. Testarea a avut loc în stepele îndepărtate ale Kazahstanului, iar informațiile necesare au fost adunate din activitatea spionilor care s-au infiltrat în programul american de bombe atomice. De-a lungul anilor, programul de testare s-a dezvoltat rapid, iar în cursul existenței sale au fost detonate aproximativ 80 de dispozitive. Numai în 1958, Uniunea Sovietică a testat 36 de bombe nucleare. Însă nimic nu se compară cu ceea ce urma. O bombă uriașă care a primit porecla de bomba țarului. Bomba țarului nu era o bombă nucleară obișnuită. A fost rezultatul unei încercări febrile a oamenilor de știință sovietici de a crea cele mai puternice arme nucleare și, prin urmare, de a susține dorința lui Nikita Hrușciov
de a face lumea să tremure de puterea tehnologiei sovietice. Era mai mult decât un monstru metalic, prea mare pentru a se încadra chiar și în cel mai mare avion. În acel moment, Uniunea Sovietică testa deja dispozitive mari în atmosferă, echivalente cu câteva megatone, dar această bombă ar fi devenit pur și simplu gigantică în comparație cu acestea. Unii oameni de știință chiar au început să creadă că este prea mare. Unul din arhitecții acestui formidabil dispozitiv a fost fizicianul sovietic Andrei Saharov, un om care avea să devină mai târziu faimos în lume pentru încercările sale de a scăpa lumea de armele pe care tot el le-a creat. El a fost un veteran al programului sovietic cu bombe atomice de la început și a devenit parte a echipei care a creat primele bombe atomice pentru Uniunea Sovietică. Hrușciov i-a cerut lui Saharov să vină cu o bombă mai puternică decât toate celelalte deja testate până atunci. Uniunea Sovietică vroia de fapt să arate că ar putea depăși Statele Unite în cursa armamentelor nucleare. Designul original al bombei țarului era o bombă cu 3 straturi de uraniu, care separă fiecare etapă de reacție. Ar fi avut o putere totală de 100 de megatone, de 3000 de ori mai puternică decât bombele de la Hiroshima și Nagasaki. Cu o forță atât de extraordinară, nu ar exista nicio garanție că bomba gigantică nu ar cădea într-o mlaștină din nordul Uniunii Sovietice, lăsând în urmă un nor imens de praf radioactiv. Anume aceasta este ceea de ce Saharov se temea cel mai mult, spunea Frank von Hippel, fizician de la Universitatea din Princeton. Iar prin această temere, dar și prin dorința de a reduce puterea și distrugerile provocate de bombele atomice, l-au transformat pe Saharov din proiectant și fizician de excepție în disident și dușman al regimului sovietic. Uniunea Sovietică a creat o armă atât de puternică încât oamenii de știință au fost reticenți să o testeze la toată puterea sa. Înainte de a începe testele, straturile de uraniu care urmau să accelereze bomba la o putere incredibilă au fost înlocuite cu straturi de plumb, care au redus intensitatea reacției nucleare. Problemele însă cu acest dispozitiv nu s-au oprit aici. Bombardierele Tu-95 create pentru a transporta arme nucleare din Uniunea Sovietică au fost concepute pentru a transporta arme mult mai ușoare. Bomba țarului era atât de mare încât nu putea fi așezată pe o rachetă și atât de grea încât avioanele care o purtau nu puteau să o livreze țintei și să rămână cu cantitatea potrivită de combustibil pentru a se feri de locul exploziei. Oricum, dacă bomba ar fi la fel de puternică pe cât a fost concepută, este posibil ca avioanele să nu se mai întoarcă. Anume din aceste motive, capacitatea bombei a fost redusă. În ziua exploziei, la data de 31 octombrie 1961, două avioane, un bombardier Tu-95 și un Tu-16 îmbunătățit, au decolat și s-au îndreptat spre Novaya Zemlya, un arhipelag slab populat din Marea Barents, peste marginile nordice înghețate ale Uniunii Sovietice. Bomba a fost echipată cu o parașută uriașă care cântărea aproximativ o tonă. Trebuia să coboare încet la o înălțime prestabilită de 3940 de metri și apoi să explodeze. Din momentul lansării, cele două bombardiere urmau să fie deja la 50 de km distanță. Acest lucru ar fi trebuit să fie suficient pentru a supraviețui exploziei. Bomba țarului a fost detonată la ora 11:32, ora Moscovei. La locul exploziei s-a format o minge de foc lată de aproape 10 km, iar lumina exploziei era vizibilă de la o distanță de 1000 de km de pretutindeni. Norul sub formă de ciupercă de la locul exploziei s-a ridicat la o înălțime de 64 de km, iar pălăria sa s-a extins până s-a răspândit la 100 de km de la o margine la alta. Cu siguranță vederea era de nedescris. Pentru Novaya Zemlya, consecințele au fost catastrofale.
în satul Severnăi, la 55 de kilometri de epicentrul exploziei, toate casele au fost distruse complet. S-au raportat că în regiunile sovietice, la sute de kilometri de zona de explozie, au existat pagube de tot felul. Casele s-au prăbușit, acoperișurile s-au lăsat, sticla a zburat, iar ușile s-au rupt. Comunicarea radio nu a funcționat timp de o oră. Bomba țarului a eliberat o energie incredibilă. Acum se estimează la 57 de megatone sau 57 de milioane de tone de explozibil. Aceasta este de 1500 de ori mai mare decât ambele bombe aruncate asupra Hiroshima și Nagasaki și de 10 ori mai puternică decât toate munițiile folosite în timpul celui de-al doilea război mondial. Senzorii au înregistrat valul exploziv al bombei, care a făcut înconjurul Pământului de 3 ori. Condamnarea internațională nu a întârziat să apară, nu numai din Statele Unite și Marea Britanie, ci și din partea vecinilor scandinavi ai Uniunii Sovietice. Partea bună, dacă putem spune așa, din toată această istorie, a fost faptul că bomba nu a explodat la suprafața solului, fapt ce a generat foarte puține radiații în atmosferă. Dar ar fi putut fi diferit. Inițial, bomba a fost concepută de două ori mai puternică.